Bună, Leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 23-29 septembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot. Primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru leu în această săptămână. În primul rând, leii mai au niște discuții acolo destul de aprinse, care țin și de muncă, care țin și de sănătate. Cumva leul săptămâna aceasta reușește să mai pună punct la o situație acolo puțin tensionată. Uh, începând cu 23 septembrie, Venus se mută în Scorpion și stă acolo până spre mijlocul lunii octombrie, timp în care pentru Leu uh, se deschide o perioadă bună în care uh, se îmbunătățește relația cu membrii familiei. Leul se va preocupa mult mai mult de confortul din casă. Unii poate chiar investiți bani într-o casă sau ă, alți lei, poate sunteți într-o perioadă acum în care vreți să mai schimbați niște lucruri în, în casa voastră sau în familia voastră. De asemenea, tot pentru leu este și o perioadă bună în relația cu partenerul, da, poate să fie o perioadă mai aprinsă alții lei, aveți o perioadă în care poate vă vine o femeie în casă pentru alții poate să fie vorba și despre faptul că reușiți în sfârșit să faceți pace și cu trecutul da, cumva leul e, e bine susținut, alții poate primiți vreo moștenire sau în sfârșit reușiți să rezolvați ceva legat de un teren de niște acte. Tot pentru leu săptămâna aceasta aveți o discuție acolo cu cineva sau învățați o persoană niște lucruri, învățați voi ceva. Prin aceste lucruri, leu reușește să schimbe ceva extraordinar de mult. Um, o surpriză destul de plăcută pe care o ai, fie de la un șef, fie de la o persoană importantă din viața ta, o persoană cu autoritate. Tot pentru leu este despre a crește, despre a înflori. Vedeți că unii puteți să primiți bani în plus, alții acum aveți ocazia să vă negociați mult mai bine salariul. Da? De asemenea, leul poate avea și mici mari cheltuieli săptămâna aceasta, dar lucrurile văd eu că se, se rezolvă. Pentru unii lei este o săptămână în care primiți niște promisiuni, primiți niște vești care țin de muncă, dar și de sănătate. Și, vedeți voi, promisiunile astea, veștile astea care apar, vă ajută enorm de mult să faceți acea schimbare despre care vorbeam eu, că o dorește Pluto de la voi până spre final de noiembrie. Schimbare care ține și de muncă și de rutină. Poate pentru unii lei are legătură și cu a investi ceva în casă sau cu a face niște reparații. Bă, alții poate vrea să vă înfrumusețați și eu spațiul în care lucrați, biroul, da, poate casă. Mercur schimbă și el zodia, începând cu 26 septembrie, va fi în balanță, timp de aproximativ 3 săptămâni. Timp în care e perioadă foarte bună pentru tine pe comunicare, pe drumuri, leul are cuvintele la el, știe să negocieze leul. De asemenea, știe să și impună punctul de vedere. Uh, unii poate uh, veți fi nevoiți în perioada aceasta să învățați ceva o persoană din jur, da? sau să fie nevoie să învățați voi ceva, Unii sunteți mai mult concentrați pe niște acte pentru o mașină sau niște acte pe care le aveți de rezolvat cu niște rude. Ce vreau să menționez este că săptămâna aceasta este puternic încărcată din punct de vedere karmic, și aici discutăm și despre Soare, guvernatorul tău care se află pe nodul Sud, împreună cu Lilith și cu Juno. Se alătură și Mercur, ca să fie treaba bună. Deci, Leul are ocazia în această săptămână să revină asupra unor probleme din trecut. Este vorba despre niște drumuri scurte, este vorba despre niște acte. Uh, poate unii vă revedeți cu rudele sau uh, faceți acolo o mică întâlnire cu niște prieteni, cu niște oameni dragi, poate mai aflați secrete, poate să fie și asta. Da? Ok, uh, cam atât uh, în mare parte. Hai să, hai să vedem și arhanghelii ce zic pentru leu. 23-29 septembrie, Avem așa, mesagerul rugăciunilor ce sunt adresate lui Dumnezeu. Numărul 18: foarte important pentru voi: 1, 8, 9, 81. Este un moment de putere pentru Leu. Uh, culorile importante: roz, albastru, argintiu, non-culoarea alb. Iar Arhanghelul Sandalfon este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Îi prezint lui Dumnezeu toate rugăciunile tale sincere, pline de iubire și de credință, pentru ca aspirațiile tale ardente, frenetice, benefic orientate să-și găsească răspunsul în conformitate cu voința sa. Bun, deci uh... Leul, săptămâna aceasta, dă dovadă de iubire, de credință, și este o săptămână în care rugăciunile tale, dorințele tale sunt uh, mult mai puternic ascultate de Divinitate, mai puternic ca oricând. Ceva ce tu îți dorești se poate realiza săptămâna aceasta. Să vedem, dragi lei, și tarotul ce transmite, ce trebuie să știți. și niște blocaje, U uh, ce faceți aici? Lei sunt foarte hotărâți săptămâna asta. Uh, diavolul zice de cupe. Na, da, este un blocaj aici legat de familie, poate pentru unii este vorba de o persoană din casă și din familie care are niște vicii sau are niște probleme. Pentru alții lei este o săptămână în care uh, banii sunt importanți pentru familia ta pentru casa ta. Văd aici pentru unii o conexiune cu Zodia Capricorn, dar și o persoană care reușește în această săptămână să pună un pas înainte și să se elibereze dintr-un moment complicat. Poate unii lei ziceți, nu vreau să stau neapărat cu rudele, vreau neapărat să stau într-un anumit loc, vreau neapărat să fac un anumit lucru. E, uite, săptămâna aceasta sunteți ajutați să vă eliberați, da? să vă eliberați. Trei de bute înseamnă o primă victorie, o primă bucurie. Trei de bute poate să însemne, bineînțeles, și uh, un pas înainte pe care îl faceți. Apoi avem Regina de Spade la baza manifestărilor tale, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Dar, având în vedere că Soarele, Guvernatorul tău, uh, este într-o zodie de aer, m-aș gândi că este energia ta, și anume săptămâna aceasta leul vede ceva mult mai clar. Vei lua niște hotărâri importante pentru sufletul tău. Pentru că, uite, in inima ta e trei de monede, deci te văd aici într-o adunare mai mică de oameni, în relația cu rudele, în relația cu oamenii dragi. Trei de monede poate să însemne și uh, o primă bucurie pe care o ai. În mintea ta e șapte de spade. Deci ceva aici nu-ți place, ceva nu-ți convine. Șapte de spade poate să reprezinte și un fel de trădare. Leul se poate sustrage dintr-o situație. Și ce v-aș recomanda eu să fiți puțin atenți în relația cu legea în perioada asta. Nebunul în exterior. Un nou început. Nebunul poate să însemne și foarte mult curaj pe care cineva îl are. O nouă persoană care apare, un eveniment neprevăzut care se petrece. Și uite, avem opt de spate, E cineva aici care vrea să fugă, vrea să plece. O persoană care, uite, are nevoie de ajutorul tău. Îi întinzi mâna acestei persoane atunci când are nevoie mai mult de tine. mai poate să însemne aici pentru leu și o săptămână în care intrați în contact cu o persoană care e setată pe un anumit lucru. Și atunci uh, omul ăsta cumva nu reușește da, să rămână. Pentru că uite, avem șase de spade, deci cineva se gândește foarte intens aici la un drum, la o schimbare, o mutare, o relocare. Șase de spade poate să însemne, bineînțeles, și faptul că lucrurile încep să se miște pentru leu într-o anumită direcție. Deci cineva aici e cu gândul la un drum, e cu gândul la o mutare, la a pleca. Și leul e posibil, știu eu, să nu-i nu, nu convină neapărat toată chestia asta. Da, dragi acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm toate cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Leu în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare.